Totul a început în urmă cu 14 ani în Italia, când am început să lucrez într-o bucătărie cu specific mediteranean și carne de vită. Până în momentul în care am început să lucrez în bucătărie, nu mi-am dat seama de pasiunea pe care o am. În momentul în care am început să lucrez, să văd, să observ, efectiv să-mi dau seama ce înseamnă bucătărie, ce înseamnă domeniul gastronomiei, plăcerea, satisfacțiile, mi-am dat seama că de fapt sunt pasionat de această artă. În primul rând, provocarea majoră, care este timpul. Unilever îmi oferă posibilitatea de a-l economisi, de a-l organiza mai bine. Îmi oferă și un confort, îmi oferă și o siguranță, îmi oferă și o liniște. Soluții ar fi prin căutarea de noi tehnici și căutarea de materie primă și ingrediente și care să-ți permită o economisire a timpului, o bună organizare în bucătărie, disciplină. Din punctul meu de vedere, un bucătar șef ar trebui să motiveze echipa cu care lucrează, în primul rând, prin încredere. Încerci să împingi și pe ei spre pasiunea asta și arta de a găti. Nu aș avea un secret, am o amprentă, am un cuvânt de spus pentru materia primă care vine, pentru ingredientele, pentru sosurile, pentru tot ceea ce folosesc. Încerc să-mi pun amprenta ca și bucătar, proprietarul acestui local, care într-adevăr este o persoană nemaipomenită, super, deoarece este foarte deschisă și dispusă ca să investească în creșterea bucătarilor, în inovare, în tot ce înseamnă deschidere spre orizonturi. Pasiune pentru acest loc. Acest loc a fost creat din pasiune, din dragoste, din dorință. Încercăm să transmitem lucrul ăsta și clienților care ne calcă pragul. Am încercat să facem și un open kitchen, o bucătărie deschisă. Efectiv, ca să aibă posibilitatea să vină, să uite la noi în timp ce le pregătim preparatele. Oferim o transparență pentru tot ceea ce facem, pentru modul de preparare, pentru calitatea mâncării, calitatea cărnii. Făcând toate aceste alegeri, le-am făcut cu sufletul, cu mintea, cu gândul la clienți. Lucrez aproximativ de 10 ani, am lucrat foarte bine și în Italia cu produsele Unilever. Din punctul meu de vedere, sunt foarte bune, ca și gust, calitate, tot ceea ce și-ar putea dori cineva sau un bucătar care dorește să-și pună amprenta, deoarece, din punctul meu de vedere, îți vin ca niște baze foarte corecte, niște baze foarte bune, la care urmează, bineînțeles, amprenta fiecărui bucătar. Ierburile de Provence le folosim în principiu în condimentarea cărnii de vită pentru burger, ceea ce aș vrea să zic că oferă un plus de gust nemaipomenit. Sunt multe locații care deja m-au întrebat. La voi parcă carnea de burger are ceva. Da, într-adevăr, are ierburi de Provence. Relația cu reprezentantul Unilever este o relație foarte bună. În primul rând, o relație de amiciție, de prietenie, care contează foarte mult. Este o persoană minunată, o persoană deschisă, o persoană cu care pot să colaborez într-un mod excepțional. Bucătăria pentru mine este ca și casa. Deci în bucătărie mă simt ca un pește în apă. Îmi face plăcere să învăț, îmi face plăcere să cunosc. Pasiunea te motivează, pasiunea te împinge spre noi orizonturi, spre inovație și spre, efectiv, sete de cunoaștere.